Noi știm că teologia creștină ne învață, Dumnezeu nu are nevoie de jertfa noastră. Dumnezeu ne rânduiește, ne recomandă prin vocea sfinților, prin vocea profeților, prin vocea mântuitorului însuși calea pentru o spiritualizare mai profundă, mai puternică, mai amplă a vieții. Viața duhovnicească recomandă postul pentru că noi, oamenii, avem nevoie de postire, să intrăm într-o dispoziție lăuntrică capabilă să ne ofere o altă înțelegere asupra realității. Există aici această strânsă legătură, remarcată de spiritualitatea creștină, între ce trăiesc în mod practic în fiecare zi și ce pot înțelege din ceea ce cunosc. Ca să pot înțelege, am nevoie de un anumit fel de a fi. Trebuie să-mi adaptez viața la porunci pentru a putea vedea substratul lor duhovnicesc și pentru a-l întrezări pe Dumnezeu, pe Hristos, care este ascuns în porunci. Fără practica vieții ascetice, fără post, va fi foarte greu pentru noi să accedem la un anumit mod de a înțelege planul mai înalt sau mai. Sideral, mai greu de pătruns al, al vieții spirituale. Acum, dacă luăm în calcul și faptul că postirea nu se referă doar la postirea de alimente, ci se referă la postul informațional, la postul de divertisment, la sărăcirea experienței plăcerii, atunci se vede cu adevărat ce impact are postul asupra modului în care noi trăim sau înțelegem viața spirituală. Ce ar însemna, de exemplu, să fac o pauză de divertisment? Asta ar însemna, de fapt, că mintea mea nu se umple cu un anumit tip de conținuturi de care să se atârne ulterior, pe care să le revadă ulterior, pe care să le reîngurgiteze, să le remetabolizeze. Când mă îndepărtez de divertisment, mă pot apropia mai mult de mine însumi. Și de cele care sunt mai adânci și care nu se văd din prima. Cultura de consum ne scoate în evidență foarte multe conținuturi, societatea se prezintă pe sine, lumea de consum se prezintă pe sine, lumea se dorește a fi în centrul atenției noastre, vrea să fie dorită, vrea să fie cumpărată, vrea să împrumutăm bani pentru ea ca să putem achiziționa aceste bunuri. Într-o astfel de experiență, lipsit de postire, adică de distanța față de toate aceste lucruri de consum, nu pot intra într-o legătură mai strânsă cu cele dumnezeiești sau cu cele duhovnicești. Și atunci ar trebui să ies din această, din această legătură cu lumea, o legătură prea strânsă, prea pătimașă. Ce ne spun cercetările din zona neuroștiințelor este că atunci când facem o pauză și ieșim de sub stimularea aceasta senzorială, se facilitează reflectarea la sine. Există o cercetare publicată de mult, în 2006, în revista Neuron, acolo cercetători au scos în evidență că atunci când subiecții într-un laborator, în cursul unei cercetări, au fost orientați pentru a prelucra unele senzații din exterior, n-au mai putut să reflecteze la ei înșiși. Și atunci când au fost invitați să reflecteze la ei înșiși, n-au mai putut prelucra cu aceeași acuratețe senzațiile din exterior. Cultura contemporană ne invită să prelucrăm senzații din exterior. Olivier Clement spunea că trăim într-o civilizație a psihicului, pentru că majoritatea produselor și a producțiilor cinematografice să adresează psihismului nostru. Câte vreme prelucrăm informații de felul acesta și nu postim de producțiile lumii, va fi foarte greu pentru noi să ne apropiem de noi înșine. Să facem această examinare a sufletului, această cercetare de sine, ca să ajungem la mustrarea de sine de care vorbesc Sfinții Părinți. Deci, cumva, noi avem nevoie de post pentru o apropiere mai strânsă de noi înșine mai întâi și pentru o apropiere mai autentică de, de Dumnezeu. Tocmai spuneam că postul amenajează o stare, o dispoziție lăuntrică diferită, pentru că ne îndepărtează de cele care ar putea să ne hrănească o anumită efervescență sau energie în trup, dar postirea informațională și de divertisment și de plăcere îndepărtează și lumea cu conținuturile ei. Și mintea se curăță, mintea devine mai limpede, mai liniștită. Are capacitatea să recepteze cuvintele rugăciune și cuvintele Scripturii altfel decât atunci când suntem scufundați în ploaia de stimuli pe care ne dă lumea. Gândiți-vă cum reverberează în mintea unui cititor o pagină din Sfânta Scriptură, dacă el toată ziua a fost într-o liniște desăvârșită, nu a ascultat, nu a urmărit, nu a consumat nicio piesă muzicală, nici un film, nicio producție de specifică societății de consum și cu simțurile lui curățite de acest deșert de experiență, se apropie de textul Scripturii și citește o pagină. Fiecare cuvânt lovește ca un ciocan în suflet și în minte și ecourile și înțelesurile celor cuvinte sunt foarte puternice. Ca puținele cuvinte pe care le spune cineva pe parcursul unei zile. Cu cât vorbim mai puțin, cu atâta cuvintele noastre au o greutate mai mare. Cu cât ne expunem simțurile la mai puține senzații sau stimulări din afară, cu atât ceea ce prelucrăm cu simțurile noastre este mai bine și mai, mai profund metabolizat. Și atunci, dacă postim, de fapt, ne facilităm, ne pregătim pentru o receptare foarte uh, profundă a conținuturilor pe care le primim. Asta înseamnă că inclusiv rugăciunea va avea un impact mai mare asupra noastră. Nu pentru că rugăciunea în sine n-ar avea un impact uh, pentru cineva care o citește. Ar fi mai slabă în mâna unuia și mai puternică în mâna celuilalt. Până la urmă, Dumnezeu în iubirea Lui lucrează asupra tuturor oamenilor cu aceeași dragoste desăvârșită, problema este a receptivității mele pentru această lucrare. Și altfel citim rugăciunea sau pagina din scriptură atunci când suntem eliberați de conținuturile acestei lumi, și cu totul altceva este să citim un text din scriptură, însoțiți de o piesă muzicală din această lume, înainte de un film pe care l-am văzut, și după un alt film pe care l-am văzut, textul Scripturii nu poate străluci în cazul acesta pentru că este sufocat de toate celelalte conținuturi care se lipesc de mintea mea și îi interzic ei să fie clarificată cu privire la aceste conținuturi. În felul acesta, postul ajută rugăciunea. Pe de altă parte, rugăciunea ajută postul din cauza faptului că așa cum este și în literatura filocalică postul este doar o configurare a vieții noastre dar încă nu s-a pus sensul final al acestei configurări noi ce facem de fapt ne amenajăm prin post pentru a ne umple cu ceva dacă doar postim și nu ne rugăm rămânem cu spațiul amenajat dar fără input nu mai intră nimic de fapt, noi ne pregătim pentru a ne umple cu Dumnezeu, prin postire, golindu-ne de lume. Și imediat după aceea trebuie să ne umplem cu Dumnezeu, și atunci, de fapt, cele două ar fi nedespărțite, postul și rugăciunea. Prin post ne desfacem de lumea aceasta, ne golim de ea și cu rugăciunea ne apropiem de Dumnezeu ca să ne umplem de Dânsul. De aceea, cumva, rugăciunea este aceea care valorifică efortul ascetic și împlinește, până la urmă, ostenelele postirii cu adevărat. Și se și întâmplă asta din punct de vedere practic, pentru că știm că persoanele care postesc și nu se roagă deprind așa o anumită austeritate asupra lor și asupra altora, au anumită asprime a vieții. Care se întrevede, să spunem, și în gesturi, și în cuvinte, și în starea de spirit. Dar cel care postește și se roagă are mai degrabă o bucurie, o stare luminoasă, care face foarte mult, contează foarte mult în, în raporturile cu ceilalți.